Symbols are a language. Within these walls, men come to seek God. Salut, eu sunt Ciprian, tu te uiți la Vista și astăzi vei afla topul celor mai controversate cărți din istoria literaturii. Să începem! Împăratul muștelor, de William Golding. Cartea a fost publicată în anul 1954 și spune povestea unui grup de băieți britanici care rămân blocați pe o insulă nelocuită, în urma prăbușirii unui avion. Ralph și Piggy sunt considerați eroii principali ai romanului. Acolo, împreună cu ceilalți băieți, sunt nevoiți să învețe să conviețuiască și să se organizeze singuri. Din păcate, rezultatele sunt un real dezastru. Cartea ajută la relevarea scăpărilor majore pe care le are de fapt natura umană. Ca autor, William Golding a abordat decăderea omului ca teme ale creațiilor sale, dar și explorarea abisului ce se află dincolo de inocența copilăriei. Romanul Împăratul Muștelor este considerat încă din anii 80 a fi violent, obscen și rasist. Cu toate acestea, a ajuns pe lista celor mai bune 100 de romane în limba engleză publicate între 1923 și 2005. Clasamentul a fost publicat de revista Time. Lolita, de Vladimir Nabokov. Romanul a fost scris în engleză și publicat la Paris în anul 1955. Ulterior a fost tradus de autor în rusă și publicat în 1967 la New York. Subiectul lui este unul cât se poate de controversat. Humbert Humbert, naratorul și protagonistul acțiunii, se îndrăgostește și devine obsedat sexual de o fată de doar 12 ani. Numele ei este Dolores Haze și este abuzată în nenumărate rânduri de acest pedofil, care îi și devine tată înainte de comiterea abuzurilor. Sunday Express a numit-o cea mai murdă carte pe care am citit-o vreodată. Autoritățile au fost sesizate imediat de public și toate exemplarele au fost retrase de pe piață. Romanul Lolita a fost considerat a fi unul pornografic. A fost interzis în Franța, Marea Britanie, Argentina, Noua Zeelandă și Africa de Sud. Singura țară în care a fost publicată fără probleme a fost America. Numele Lolita a intrat în cultura populară și descrie o copilă precoce din punct de vedere sexual. Romanul a fost ecranizat de două ori, prima dată în 1962 de Stanley Kubrick și a doua oară în 1997 de Adrian Lyne. Originea speciilor, de Charles Darwin. Titlul inițial al volumului este Originea speciilor prin selecție naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existență. A fost scris de Charles Darwin și a apărut în anul 1859. The Guardian a nominalizat cartea ca fiind una dintre cele mai importante 10 cărți care a influențat lumea. Criticul Martin Seymour Smith a situat-o în lista celor mai influente 100 de cărți din istoria omenirii. Darwin a călătorit timp de 5 ani în jurul lumii pentru a se documenta. A pornit în călătorie la data de 27 decembrie 1831 pe vasul Beagle. S-a întors după aproape 5 ani, pe data de 2 octombrie 1836, înapoi în Anglia. Originea speciilor prezintă selecția naturală ca mecanismul fundamental al evoluției speciilor de plante și animale. Aceasta constă în eliminarea indivizilor necorespunzători și păstrarea indivizilor cu însușiri avantajoase din punct de vedere biologic. Totul se realizează prin lupta pentru existență. Teoria evoluționistă a fost susținută de mulți naturaliști din toată lumea. În România, concepția evoluționistă a avut numeroși susținători, printre care Grigore Ștefănescu, Ștefan Mihailescu, Grigore Antipa, Emil Racoviță, Victor Babeș, Gheorghe Marinescu, Grigore Cobălcescu. Metamorfoza, Franz Kafka. Începem cu un detaliu important ce a dus la pătarea imaginii tuturor operelor acestui autor. Franz Kafka era evreu, deci toate lucrările lui au avut de suferit din această cauză. Multe cărți publicate au fost interzise sub regimul nazist și sovietic. Metamorfoza este o novelă scrisă în anul 1912 și octombrie 1915 în revista Die Weizenblätter. A fost interzisă pentru că era considerată decadentă și plină de deznădejde. Era considerată un pericol și un atac la adresa conceptului de familie, pe care sovieticii îl aveau. Novela a rămas una dintre cele mai enigmatice opere ale secolului al XX-lea. Aceasta a generat numeroase interpretări, de la cele psihanalitice sau existențialiste, la cele religioase, marxiste sau etnico-istorice. O lume se destramă, Chinua Achebe. Este cartea de debut a autorului nigerian Chinua Achebe și a fost publicată prima oară în anul 1958. Este o carte studiată în școlile din Africa, dar și în țările care vorbesc engleză. Prezintă viața precolonială din partea de sud-est a Nigeriei și sosirea europenilor la sfârșitul secolului al XIX-lea. Subiectul cărții este viața lui Okonwo, un bărbat Igbo și campion local la lupte în clanul fictiv nigerian al Umuofiei. Se prezintă viața lui de familie, istoria sa personală și obiceiurile societății Igbo. Okonwo, precum și influența colonialismului european și a misionarilor creștini asupra lui Okonwo, a familiei sale și a societății. Biserica și instituțiile religioase au obținut interzicerea cărții, dând vina pe descrierile inadecvate ale vieții de apoi și criticile aduse bisericii. Amantul doamnei Chatterley, de D.H. Lawrence. A fost scris de D.H. Lawrence și publicat în anul 1928. Subiectul neconvențional i-a adus imediat faimă. Este vorba despre dragostea dintre un bărbat din clasa muncitoare și o femeie aristocrată. Cartea folosește limbaj licențios pentru a descrie scenele erotice care au transformat-o în una dintre cele mai controversate cărți din istoria literaturii. Relația dintre femeia căsătorită deja și slujitorul casei sale configurează lipsa de moralitate a societății, cât și diferența dintre membrii unor pături sociale divergente. Romanul a fost respins de public din cauza aparentei imoralități rezultată din legătura amoroasă a celor doi. Cartea a fost interzisă în Marea Britanie și în Statele Unite între anii 1929 și 1959-1960, dar și în Australia între anii 1929 și 1960. Versetele satanice, de Salman Rushdie. Este al patrulea roman al scriitorului Salman Rushdie, publicat în premieră în 1988 și inspirat parțial de viața lui Mahomed. Autorul s-a folosit de realismul magic și s-a bazat pe evenimente contemporane pentru a-și construi personajele. Titlul se referă la așa numitele versete satanice, mai multe versete despre care se spune că ar fi făcut parte din Coran și că ar permite rugăciuni către trei zeități păgâne adorate la Mecca, Alat, Uza și Manat. În comunitatea musulmană, romanul a declanșat numeroase controverse din cauza a ceea ce mulți musulmani considerau a fi blasfemii din carte. Romanul a fost interzis în Bangladesh, Egipt, India, Iran, Kenya, Cuveit, Liberia, Malaezia, Papua Noua Guinee, Pakistan, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Tanzania și Thailanda. În Venezuela, cine era prins citind cartea primea 15 luni de închisoare. Ulise, de James Joyce. Este un roman al scriitorului irlandez James Joyce, a apărut la 2 februarie 1922. A văzut lumina tiparului mai întâi la Paris, apoi în Statele Unite în 1933 și abia în 1936 în Regatul Unit, dat fiind că oficialitățile puritane au etichetat-o drept pornografie. Ulise relatează trecerea lui Leopold Bloom prin Dublin într-o zi obișnuită, 16 iunie 1904. Titlul face referire la Ulise, eroul epopeii Odiseea de Homer, Leopold Bloom corespunzând lui Molly Bloom Penelope și Stephen Dedalus lui Telema. De la publicare, cartea a fost subiect de controverse și acuzații pentru obscenitate. Tehnica narrativă a fluxului conștiinței, structura atentă și proza inovativă, plină de parodii și aluzii, precum și caracterizările sale bogate și umorul, fac din această carte unul dintre cele mai bune privite romane din panteonul modernist. În 1999, editura americană Modern Library a pus Ulise pe primul loc în lista celor mai bune 100 de romane în limba engleză din secolul al XX-lea. 1984, George Orwell. Este un roman politic creat de George Orwell în 1948 și tipărit în 1949. Acțiunea are loc într-un viitor distopic și prezintă o parte din viața intelectualului Winston Smith, sub presiunea guvernului totalitar al Oceaniei. Romanul descrie o Mare Britanie posterioară unui război nuclear ipotetic dintre Est și Vest, care ar fi avut loc în anii 50, în care s-a instaurat un regim de tip totalitar foarte inspirat din ceea ce a fost stalinismul și din anumite elemente ale nazismului. Libertatea de expresie ca atare nu mai există. 1984 a imprimat foarte mulți termeni și idei în cultura contemporană și mai ales în limba engleză, de exemplu Fratele cel Mare, Big Brother, dubla gândire, poliția gândirii, Socieng, Fratele cel Mare stă cu ochii pe tine, Big Brother is watching you. Este un simbol al controlului excesiv, iar adjectivul orwellian este folosit pentru a descrie acțiunile și organizațiile Oceaniei. Principala figură a romanului, Fratele cel Mare, a devenit o figură metaforică a regimului polițienesc și totalitar, precum și a reducerii libertăților. Toate gândurile sunt minuțios supravegheate, iar imense afișe care tronează pe străzi indică tuturor că Big Brother stă cu ochii pe tine. În 2005, publicația Time a clasat romanul 1984 în lista celor mai bune romane și nuvele englezești din 1923 până în acel an. Romanul a fost interzis în anul 1950 de Uniunea Sovietică, Stalin interpretând cartea drept o satiră la adresa regimului său. Din anul 1990, volumul a fost republicat în Rusia. America și Anglia au fost la un pas de a interzice cartea în anii 60. Frankenstein, de Mary Shelley. Romanul a fost publicat prima oară în anul 1818. Se presupune că scriitoarea s-a inspirat la crearea monstrului după numele cetății Frankenstein. Romanul relatează viața tânărului elvețian Victor Frankenstein, care studiază la universitatea renumită din Ingolstadt și care reușește să realizeze un om artificial. Evenimentele sunt relatate de Victor în scrisori adresate persoanei care conduce activitatea de cercetare. Victor îl atenționează în relatările sale pe cititor că omul trebuie să-și recunoască și să respecte limitele posibilităților sale, fără a căuta să-și măsoare puterile cu creatorul divin. Figura lui Victor Frankenstein se aseamănă cu caracterele personajului Faust sau ale eroului din mitologie Prometeu. Volumul a fost interzis în Africa de Sud în 1955, pentru că a fost considerat obscen și indecent. Abatorul 5, de Kurt Vonnegut. Abatorul 5 sau Cruciada copiilor a fost publicat în 1969. Este un roman satiric științifico-fantastic despre experiențele din cel de-al doilea război mondial și călătoriile prin timp ale unui soldat numit Billy Pilgrim. Utilizarea bombardării orașului Dresda ca eveniment central al povestirii face ca romanul să fie aproape autobiografic, datorită faptului că autorul a fost prezent la bombardament ca prizonier de război. Pentru că este vorba despre război și despre viziunile pe care le are un soldat în timp ce este ținut prizonier într-un abator, America a decis că ar fi mai bine să nu-și lase copiii expuși unor astfel de subiecte, ceea ce a propulsat cartea în listele celor mai controversate cărți. Considerat al 18-lea cel mai important roman în limba engleză din secolul 20 de către Modern Library, Abatorul 5 este recunoscut ca lucrarea cea mai influentă și populară a lui Vonnegut. Arhipelagul Gulag, de Alexandru Solzhenitsyn. Cartea a fost scrisă între 1958 și 1968 și publicată în 1973 în Occident. În URSS a fost publicată în 1990, când politica glasnost a lui Mihail Gorbaciov a permis acest lucru. Cartea tratează subiectul sistemului de lagăre de concentrare și muncă silnică sovietic. Este o narațiune complexă bazată pe mărturiile martorilor oculari și pe surse primare de documentare, precum și pe propriile experiențe ale autorului ca prizonier într-un lagăr de muncă din Gulag. Codul lui Da Vinci, de Dan Brown. A fost publicat în anul 2003 și s-a vândut în peste 40 de milioane de copii în doar 3 ani. A fost tradusă în 44 de limbi. Cartea îmbină stilul polițist cu thrillerul și teoria conspirației și este a doua parte dintr-o trilogie ce a început cu romanul din 2000 al aceluiași autor, Înger și Demon. Toată acțiunea romanului se desfășoară într-o singură noapte, punând în fața cititorului o mulțime de coduri, mistere și conspirații. Interesul lui Dan Brown pentru conspirații este dezvăluit chiar în cartea lui, în care a menționat de 2 ori propoziția "Oamenilor le plac conspirațiile". În numele trandafirului, de Umberto Eco. Este o povestire istorică, dar și o anchetă pentru găsirea unui criminal, acțiunea având loc într-o mănăstire italiană în anul 1327. Multe interpretări și surse erau controverse în cadrul dezbaterii politico-religioase medievale, gravitând în jurul a ceea ce pare cheia spre înțelegerea și adevărata interpretare a cazului. Deși unele speculații nu corespund exact cu evenimentele ulterioare, ele duc la rezolvarea cazului de la mănăstire. Elemente de semiotică, analiză biblică, studii medievale și teorie literară se adaugă ficțiunii. A fost publicat mai întâi în limba italiană în 1980, cu titlul Il nome della rosa, numele trandafirului. Traducerea în limba română a apărut în 1984. Cartea a primit premiul pentru cea mai bună carte a anului și premiul Strega în 1981. Cam acesta a fost topul nostru. Tu ce ai citit din lista de mai sus? Lasă-ne în comentarii răspunsul tău și nu uita, share masiv!